Da, bună dimineața, vă spun, vă mulțumesc în primul rând pentru prezență. Ne aflăm în sala de ședință a primăriei municipiului Roman, în sala Unirii, cu ocazia predării amplasamentului pentru construirea unui ansamblu de locuințe, un bloc de locuințe de 20 de apartamente cu două camere, un proiect desfășurat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe. Avem alături de noi pe domnul director general adjunct, domnul Ciprian Stan, din partea Agenției Naționale pentru Locuințe. Am să îi dau cuvântul dumnealui pentru a pune câteva concluzii legate de acest proiect și ulterior avem alături de noi și reprezentantul constructorului și așteptăm să ni se alăture și reprezentantul proiectantului. Din partea primăriei municipiului Roman se află prezent domnul secretar al municipiului Roman, doamna city manager Gabriela Petrea, domnul Iulian Negu, arhitectul șef al municipiului Roman și domnul director tehnic și investiții, domnul Dan Ioniță. Domnule director, vă mulțumim în primul rând pentru vizită, vă urăm bine ați revenit la Roman și vă rugăm să ne spuneți câteva idei legate de acest ansamblu de locuințe și, bineînțeles, poate ne dați ceva informații și despre propunerile viitoare pe care noi le-am făcut. Mulțumesc, domnule primar, mergea tuturor. După cum știți sau nu știți, vă informez că această investiție a pornit în 2016, în momentul în care Guvernul României a considerat oportun derularea programului sau subprogramelor locuințe pentru specialiști în sănătate și locuințe pentru specialiști în învățământ, ca subprogram al programului generos, mare, locuințe pentru tineri. Da? Iată că după 2 ani și reușim să avem și finanțare, bineînțeles, reușim să astăzi, 27 februarie, să procedăm la predarea, primirea amplasamentului, un termen rezonabil pe care îl vom stabili astăzi cu, împreună cu domnul primar, constructor, proiectant, vom da și ordinul de începere în decurs de 10 zile pentru mai multe amănunte trebuie să știți că pentru aceste două subprograme limita de vârstă 18-35 de ani s-a extins. Deci, fără limită de vârstă, se pot atribui specialiștilor în sănătate fără limită de vârstă, la fel și în învățământ, ca programe viitoare. Programele viitoare, noi am discutat cu managerul Romanului, în repetate rânduri, încercăm, având în vedere că anele ca sursă de finanțare are un împrumut de 175 de milioane de la Banca de Dezvoltare în Consiliul Europei. Vom încerca să materializăm și dezvoltarea Calea Moldovei, da? Strada Moldovei. Strada Moldovei. Continuare pe programul Locuințe pentru Tine. Ca promisiune, e prins în planul, business planul anului. În funcție de resurse, vom demara și amplasamentul acela. Da? Acum, eu am să rog proiectantul să fac o prezentare, dincolo de faptul că sunt 20 de unități locative, două camere, să fac o prezentare subțintă, nu prea dezvoltată. Da? Mulțumesc, domnule director. Stănuț Dica de la structură, sunt proiectantul, dar nu ce nu, sunt proiectantul acestui amplasament. Este vorba despre un bloc cu regim de înălțime cu parter și 3 etaje,
cu șarpantă, nu cu apă periștereasă. Aveți pe o fațadă principală. Sunt, așa cum v-a menționat domnul director, 20 de apartamente, câte două camere. Sunt amplasate de 5 apartamente pe nivel, cu suprafețe generoase. A fost, bineînțeles, avizat în Consiliul Tehnico-Economic al ANL-ului, verificat și avizat. Fiecare apartament are câte două balcoane. Avem o suprafață construită de 380 de metri pătrați pe etaj și 410 metri pătrați cu tot cu balcoane. Satisface toate cerințele din punct de vedere al orientării, al luminozității apartamentelor, al modului în care se aerisesc. Nu este niciun fel de problemă din punct de vedere al terenului de fundare, din punct de vedere al acoperișului, pentru că avem acoperișul, după cum am spus, cu învelitoare, nu cu terasă. Și cred că este binevenit pentru solicitările care sunt convins că sunt chiar mai numeroase la nivelul atelierului nostru. Dacă vreți să mă întrebați, accesul se face pe scară și pentru persoane cu dizabilități, pe o rampă special concepută și care se va executa așa. Accesul utilității, știu că toate utilitățile sunt în proximitate, amplasamentul este viabilizat cu tot ce este nevoie pentru a fi conectat până la sfârșitul execuției la toate utilitățile. Locuri de parcare, căi de acces, pietonale, rutiere. De asemenea, știu că până la sfârșitul lucrării care va fi anul viitor, vor fi rezolvate și utilitățile ca să poată fi dat în folosință imediat după predarea blocului. Amplasamentul mai are alte blocuri și știu că aveți în plan să mai construiți în continuare. Deci este încadrat și să pașează, să mobilează foarte bine într-o zonă special destinată unui nou mini-cartier de tine. Dacă vreți să întrebați ceva vizat de soluții, de eu știu, hai să vă răspund. Dacă nu, domnule. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, noi discuții am mai purtat pe parcursul pregătirii proiectului pentru acest bloc. Într-adevăr, toată acea zonă noi am gândit-o ca o zonă pe care să o revitalizăm. Teren avem suficient pentru încă 10 blocuri de locuințe. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule director, ne-am depus solicitări pentru toate subprogramele pe care Agenția Națională pentru Locuințe le-a pregătit. Avem depusă solicitarea și pentru blocul pentru specialiști în învățământ și pentru blocul pentru locuințe de serviciu și, de asemenea, așa cum ne-ați promis și dumneavoastră și sperăm să se materializeze cât mai curând, pentru încă două blocuri de locuințe pentru tineri în regim ANL, care să respecte acele criterii de vârstă între 18 și 35 de ani. Practic, tot acest ansamblu pe care noi l-am gândit în zonă, așteptăm să se concretizeze, să se materializeze, iar din partea noastră a Primăriei Municipiului Roman există o preocupare pentru regenerarea urbană a acestei zone, inclusiv prin accesarea unui program de finanțare europeană care s-a și materializat, în sensul în care am semnat deja contract de finanțare pentru amenajarea unui parc în zonă, un parc de agrement. Și de asemenea, utilitățile vor fi în sarcina noastră și vă asigurăm că la finalul investiției acest bloc va avea asigurate toate utilitățile, în condițiile în care știți foarte bine că noi ne-am aprobat un studiu de fezabilitate pentru utilități la mai multe unități locative, astfel încât în măsura în care vom reuși să concretizăm și celelalte solicitări, să fim pregătiți și din punctul de vedere al utilităților. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și din partea constructorului, dacă vreți câteva cuvinte, dacă credeți că mai trebuie ceva clarificat? Da, noi suntem pregătiți. Imediat după emiterea ordinului de începere, vom începe execuția lucrărilor. Ne vom încadra în termenul de execuție fără niciun fel de probleme și
calitatea lucrărilor va fi corespunzătoare, fără niciun fel de, eu știu, complicații și alte lucruri care pot apărea. Da. Da. Doamna primar, vreau să, pentru că avem auditoriu, și ați parcurs rapid planurile noastre, ce am discutat, ce vrem să facem, nu numai, noi, cu dumneavoastră la Roman, e un program pe fiecare județ, vreau să mă încredințez de interesul Guvernului pentru infrastructura de locuit. Vă încredințez să toți să fim încredințați, Guvernul alocă mare, acordă mare atenție infrastructurii de locuit. Că se numește locuințe de serviciu, care nu se vând. Program nou, relativ nou. Specialiști în sănătate, în învățământ, avem mare nevoie. Tineret, acordăm mare atenție și o să vedeți, dacă și strict vorbim pentru județul Neamț, dacă acum 2 ani n-aveam decât un amplasament, acum avem 9 amplasamente numai în județul Neamț. Deci, mă apasă pe accelerație să construim, să ridicăm infrastructură cât mai multe. Infrastructură de locuit. La prețurile cele mai mici din țară. Eu vă mulțumesc tare mult pentru tot și să sperăm că e tot ok. Dar acum înainte nu se împiedică nici constructorul, proiectantul. Deja avem multe lucrări și știe să abordeze, e prezent de fiecare dată la orice problemă care necesită o dispoziție. Avem consilierul, domnul Vătăjelu, care este din Piatra, da? Deci la îndemână de intervenție. Avem dirigintele de șantier la Bacău, numai decât într-o nicio oră este amplasament. Sperăm că tot o să fie bine. Da, noi vă așteptăm la cât mai multe astfel de evenimente și la cât mai multe predări de amplasamente. Noi, ca și Primăria Municipiului Roman, vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră ca toate aceste proiecte de investiții să se desfășoare în cele mai bune condiții și e și în interesul nostru pentru ca cetățenii Municipiului Roman să poată avea acces la aceste locuințe pe care Guvernul își propune să le construiască. Vă mulțumim foarte mult. În cele ce urmează vom merge la teren pentru tăiarea efectivă a amplasamentului. Încep lucrările propriu zise. Organizarea de șantier. Știți ce vă spun? Că după aia dacă intri în vegetație, le tăiem aer. Dacă ar venit un moment, tu m-ați îmbornez. De ce am venit și ne-am convenit să împingem? Atât restul, căuri, băga cu toată pământ sau nu. Mai înșetișor la nu chiar așa de important când v-ați făcut. Asta e motivul să încep să-și facă adresă către dumneavoastră pentru apă curent, la organizare. Da. Vedeți, aici curentul are la capăt, apa... Am spus dumneavoastră, luați în calcul până la ordinul de începere. Adresă către primărie pentru apă canal. Dumnealor au să pice 2-3... Haideți să facem organizarea de șantier. Trebuie să bornăm prima dată ca să știm... Trebuie de face ridicare, tot. Inginer, știți ce aveți de făcut, da? Când... În două săptămâni noi... Ionuț, în două săptămâni facem predare, primire, gata proiectul și la Piatra? Da, funcție de contrandat. Deci în două săptămâni eu sunt aici și prima, înainte de Piatra, mă opresc la Roma. Să vin în rutile și dăm drum. O organizare de șantier, ca un colaborator de bună credință, se poate da drumul. Nu are implicații. Adresă la domnul primar, apă și electricitate pentru organizare. Împrejmuire, ridicare, împrejmuire, baracă. Deci în două săptămâni facem predare primire la Piatra, tot medici. Da? Ne oprim aici, dar nu vii tu, Cristi, mă oprești pe GPS, îl deranjez pe domnul primar. Facem o vizionare. Vreau să văd organizarea și o baracă. Da. Două săptămâni. Ne ajută Dumnezeu. Să grăbă și hârtire cu bujetul. Da. Am dat cu acărul.
Nu, asta da, o să nu, nu e anul. Da, o să vorbești, domnul. Aveți vreo obiecție legat de amplasament? Nu, mie mi se pare un teren. E ok, nu? Ok. E bine. Dacă mai sunt 2-3 copaci de aia, că le-a rugat domnul director general, să fac trasare și ca să nu-i scăpăm cumva în vegetație. După trasare, o să nu știu cum să facem în comun. Vă rog. Domnul inginer? Puteți stăti cu amplasament, cu mare drag. Fără evenimente, protecția muncii, echipament. Da, fără frumos. Jmuire, ca să nu fie bune, că sunt aici în zona aia locuire și sunt copii. Da. Ce soluția? Avem canal tehnic, nu? Canal tehnic, fără probleme.